am să preiau ceea ce spusa Neluza Stăicuț și am să vă duc așa pe un drum al meu, care este legat și de artistul vizual, de cel care este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, de pictorul, dar și cronicarul literar, pentru că domnia sa a adus pe lume mai multe enciclopedii, despre care noi știm foarte multe lucruri bune, s-a implicat inclusiv în acea, în acele frumoase enciclopedii ale domnului Târțu de la Iași și colaborează cu domnia sa. Exact. Tocmai de aceea, pentru că am rămas mirată de vârsta domnului Cojocaru, 80 de ani. Aceasta este una dintre. Dar eu am crezut că are 60 și ceva de ani. Eu nu am crezut că are 80 de ani. Așa că pe mine, instinctiv, aș vrea să nu plecați, că se leagă ceva și de dumneavoastră. O întrebă, ce zodie sunteți? Sau. Vai, suntem compatibili. Să vă rog să reveniți. Da? Ce vroiam să spun legat de cel de lângă mine? Are 80 de ani. Și atunci m-am dus așa. Și mă gândesc, greu e, dragi contemporani, să atingi 80 de ani. După aia nu e greu, că te uită Dumnezeu. Eu îl numesc pe cel care m-a vorbit, pe domnul Cojocaru, pe Virgiliu Cojocaru Cover, îl numesc un adevărat lord al artelor frumoase. Pentru că este, pentru că sertărașul acela discret al sufletului domniei sale și structura sa interioară, amândouă sunt foarte bine mobilate, cu secădenie, cu o atitudine umană frumoasă. Doamna profesor dr. Maria Alexe este un excelent catalizator. Domnia sa reușește pentru proiectele pe care le așează atât de frumos în fața oamenilor, pentru oameni, reușește să adune artiști de valoare, fie din literatură sau din arta plastică. Am fost prezentă la mai multe expoziții care au avut loc la Universitatea de Artut, da, Utilaj Tehnologic, este un titlu mai lung. Acolo, la Universitatea de Utilaj Tehnologic, doamna profesor Maria Alexe a organizat evenimente de folos, cum este și acest proiect internațional care se va finaliza cu donarea și cu donația de carte. Ce se întâmplă? Am revăzut-o pe Neluza Stăicuț, în această frumoasă structură a expoziției. Eu cunoșteam pe Neluza Stăicuț dintr-un loc foarte frumos, e vorba de un congres al terapiilor naturiste, un congres al terapiilor complementare, congres care se desfășoară an de an, de mai mulți ani, în București. El este prezidat de doamna doctor și scriitor Elena Armenescu, membra Uniunii Scriitorilor din România. Acolo am văzut-o pentru prima dată pe Neluza Stăicuț. Aș vrea să vă spun că eu cred, priviți-o numai, veți citi și cărțile, îi veți auzi și poveștile. Neluza Stăicuț, simt eu că undeva la nașterea ei, una din cele trei ursitoare, i-a mângâiat destinul cu harul vorbelor să vezi răsăritul și scăpătatul soarelui, să umpli de sculță prin iarba plină de rouă, ascultând șoapta vântului și trilul ciocârliei, iar acolo unde pașii tăi se vor opri, să bucuri cu stările tale, cu gândurile tale, cu sentimentele tale, cu trăirile tale, cu poveștile tale, sufletele tuturor celor care te vor asculta. Așa s-a și întâmplat, așa se întâmplă și astăzi, pentru că Neluza Stăicuț, cea care este și artist vizual, este un pictor, dacă îi veți vedea tablourile, nu neapărat cele proiectate aici, să-i vedeți tablourile ei, așa, acolo, pe simeze. Tablourile ei au niște cheițe, niște lucruri pe care le deschizi într-un fel anume. Acolo este un mister, e o taină în tablourile ei, ca și în poveștile ei, absolut umane, cu trăiri firești. Nimic nu merge la sufletul omului decât ceea ce este direct simțit ca atitudine, ca zicere și ca simțire. Asta face Neluza Stăicuț.
Neluța din trăirile ei anterioare, din copilăria de care ne-a vorbit, ceva știam, dumneavoastră acum ați aflat, din lucruri care s-au întâmplat cu o derulare aproape filmică, de multe ori ruptă, poate zbârcită, poate mâhnită. În sufletul ei s-a născut o frumusețe, o anume fericire. M-am dus într-o zi la ea și am avut așa un dialog care pe mine atunci nu numai că m-a răvășit, nici n-am prea înțeles, m-am și înfierbântat. Eu sunt berbec, ați văzut, sunt compatibilă cu domnul Taur. Și m-am înfierbântat așa la un moment dat. Știți că berbecul este element de foc. El se aprinde repede și se și stinge în clipa următoare. Dacă eram săgetător, ăsta este focul mocnit, arde mai mult, mai rezistă. Dar m-am dus la ea, am avut un cuvânt, un subiect, l-am discutat, m-am înfierbântat și nu prea mi-a plăcut. Și am zis că eu am dreptate. Și am plecat. Și am gândit. Și m-am întors. Și atunci, pentru că subiectul se lega de fericire și pentru că eu m-a simțit pe mine și am zis, da, dar dacă eu nu sunt fericită, era vorba de un subiect pe care nu-l dezvolt acum. Ea mi-a spus așa, cu acea înțelepciune și cu un anume echilibru pe care ea îl are. Nu toată lumea avem, nici eu nu pot să fiu Nadia Comăneci, nu pot să mă urc la pârlă, să fac un exercițiu la paralele inegale. Nu am datul acesta. M-am dus la ea, i-am spus despre ceea ce simt eu, am vorbit și ce răspuns mi-a dat Neluța. Dacă nu ești fericită, învață să fii fericită. Cum să învățăm? Punându-ne întrebări, așteptând răspunsuri, poate nu ne mulțumesc și mergem la un asemenea om care știe, care are, care știe cum să ne spună, e mare lucru să știi cum să spui unui om, să te faci înțeles. Neluța urcă cu o anume gingășie și cu un dat, cu un dar. Drumul acesta deosebit de frumos, dar de cât de frumos, atât de aspru al succesului, nu numai în arta literară, dar și în arta vizuală, dăruindu-i se lor cu dragoste, cu credință și cu o mare putere de convingere. Aș vrea să vă spun că cei care înțeleg și cunosc arta plastică știu prea bine că nimeni nu se poate declara toate cunoscători în acest domeniu. Nimeni n-ar putea să alcătuiască fel de fel de clasamente susținând că a descoperit cel mai mare pictor, cel mai mare tablou, cel mai bun pictor, cel mai bun tablou. Nu! Nimeni se poate bucura într-adevăr doar cel care înțelege că este o lume aparte, lumea artei plastice, aici, ca într-o adevărată constelație, fiecare artist sclipește o clipă prin talentul, prin darul hărăzit de bunul Dumnezeu, iar timpul este acela care dă strălucire valorilor adevărate. Este un timp al ei. Este un timp al ei cu lucrurile pe care le vedeți aici, cu lucrurile pe care le are în suflet și pe care poate să vi le spună dumneavoastră și unui public mult mai larg, dar este bine să ascultăm. Și ca să ascultăm, trebuie să existe asemenea întâlniri, cum s-a întâmplat și astăzi, doamnă director a bibliotecii. Este foarte bine că trăim o clipă de frumusețe și de strălucire astăzi pe 10 mai. O zi încărcată de istorie, cum ne spunea domnul Cojocaru. Dar lăsăm și noi un punct în această istorie. Simt că de multe ori Neluța, privind așa cu nostalgie la fetița de odinioară, a învățat că în viață vin și tristeți, și bucurii, dar fiecare dintre noi își poartă steaua norocului în sân, iar ceea ce face ea este pentru sufletul ei mângâiere, curaj, bucurie, credință, fericire, iubire și toate întru dumnezeire. Neluța Stăicuț! Colega mea m-a rugat să citesc poezia cu numărul 5. Alină-mă, Doamne! Alină-mă, Doamne, cu dragostea ta! Mângâie-mi durerea cu iubirea ta! Alină-mă, Doamne, prin sfinții tăi! Învață-mă și pe mine rugăciunea și regretul meu! Alină-mă, Doamne,
prin îngerii tăi. Șterge-mi întristarea, ce mă apasă greu. Alină-mă, Doamne, prin cuvântul tău, să-mi vin în viață tot ce este greu. Alină-mă, Doamne, cu iertarea ta, învață-mă și pe mine ca să pot ierta. Alină-mă, Doamne, prin oameni și flori, plante, animale și alte comori. Alină-mă, Doamne, cu tot ce crezi tu. Vreau să fiu mai bună, tu să fii bun tu. Din prezentarea mea am omis un lucru. Puteți să vă mai gândiți la o cifră, ca să nu abuzez de timpul dumneavoastră. Dar până atunci vreau să vă mai adaug ceva la multitudinea de lucruri care îmi place să le fac și le fac cu mare iubire. Pentru că s-a întâmplat să cresc într-o familie în care copilăria mea mi-a fost confiscată de către tatăl meu, care bea foarte mult și era foarte agresiv. N-am avut cine să-mi citească niciodată nicio poezie sau nicio poveste. Iar când am crescut și solicitam să mi se cumpere o carte, tatăl meu prefera să cumpere o sticlă de ceva decât să-mi cumpere cărți. Și am suferit toată copilăria, că eu n-am avut. Și acum, adult fiind și prisosindu-mi timpul, am zis că eu vreau să fiu o bunică universală. Și am făcut un canal YouTube care se numește Neluța Bunicuța, spune povești și poezii pentru copii, mămici, tătici și bunici. Unde pe internet, unde spun povești scrise de autori contemporani. Am încercat și eu să scriu câteva și o să continui. Unde spun poezii, unde intenționez în timp să postez și unde stele mele gânduri despre lume și viață, astfel încât oamenii să aibă un loc unde să stea de vorbă. Pardon, să vine să plâng iară. Să stea de vorbă cu o bunicuță. Una ușor atipică, dar plină de intenții. Haideți să mai spuneți o cifră ca să mai vă citesc o trei. Cifra 3. E ziua mea de naștere și din cauza asta, ia să vedem. Poate luna 3. Aș vrea să mai fiu iarăși copil, să mai merg silitoare la școală, să învăț, să mă joc cu copiii în clasă, să mă bucur, să râd și să plâng, să fiu cea mai bună din școală. Aș vrea ca să merg la mormântul alor mei, să vorbesc cu mama și tata, să le spun că iubesc, să le spun că mi-e dor, să le spun ce dureri mă apasă. Aș vrea să fiu iară tânără și fără de griji, să mai merg la serviciu încă o dată, să muncesc, să glumesc și să mă implic, să plâng sau să râd, dar să o iau de la capăt. Aș vrea să fiu floare sau pom sau orice, să mă bucur de soare și lună, să mă lupt cu nămeții, cu viscol și vânt, să înfloresc și să cresc primăvara, iar oamenii să-mi puleagă ofranda. Aș vrea să fiu mare, ocean sau un râu, peștii să se joace în mine, să înmulțească, să crească, să migreze și apoi oameni să-i pescuiască. Aș vrea să fiu o gâză frumoasă, să zbor din floare în floare, să mă bucur de ea, să mă bucur de soare și să ajut la polenizare. Aș vrea să fiu doar Neluța de azi, cea frumoasă, înțeleaptă și bună, să ascult, să ajut și să cânt, iar oamenii să mă asculte, cum le spun și în drum, ca mereu să le fie mai bine. Aș vrea să mulțumesc și partenerilor media acestui eveniment, cei datorită cărora ceea ce facem Antena 1. Antena 1 a fost program, da. Și Radio România Actualități. Și Radio România Actualități.
Și acum, ca să încheiem într-o notă veselă, că orice eveniment care se încheie într-o notă veselă presupune și o continuare, am să-i dau pentru ultima dată cuvântul doamnei Doina. Ați văzut pentru ultima dată, ca să nu fie prea puțin, să vă ajung eu ca Florin Piesă din poveste. În primul rând am rămas datoare cu o poezie semnată de Magda Isanos, iar pentru că acolo, în dorința mea de la pagina 3, mi-ai spus de flori și că aș vrea să fiu și o floare, de ce nu? Suntem în mai, o lună încărcată de flori. Această poezie o dedic lui Șerban Codrin de ziua lui și se numește Toporașii. Mersi. Contrazicându-mă cu mine însămi și, în sfârșit, riscând să-mi stric pantofii prin noroi, m-am dus să văd ce flori au răsărit în parcul vast și gol de lângă noi. De mult nu mă încercase așa dor de viață și călcam nerăbdătoare. Simțeam cum se înfioară sub picior pământul umed, fecundat de soare. Copacii goi mi s-au părut încântători, parcă-mi venea să-i strâng în brațe, să-i sărut. Trecusem până atunci de atâtea ori pe lângă ei și nici nu i-am văzut. Apoi am dat de toporaș lângă un stejar bătrân. Erau așa de albaștri, delicați, ca niște firimituri de cer lăsate în dar de primăvară peste pomi întunecați. M-am aplecat cu inima bătând, dar când am vrut să-i rup, nici eu nu știu de ce și cum, dar mi-a venit în gând că pentru ei paharul nu se criu. Și m-am întors acasă, mai agale, cu oboseală fericită în pași, iar dacă mâinile mi-erau la fel de goale, în schimb, aveam un suflet toporaș. Este o bucurie pentru mine și pentru că eu am ajuns la Magda Isanos de la cuvântul lui Ion Machidon despre doamna Maria Fitcal. Aș vrea să vă spun că aici în carte grafica este ca și coperta. Toate acestea sunt realizate de Simona Fitcal. Vă ați spus dumneavoastră, probabil că e fica dumneavoastră. Un lucru foarte bun. Aș vrea să salutăm prezența în sala unui oaspete care a venit împreună cu noi de la București. Dumneavoastră ne vedeți pe noi, ochii aceștia frumoși ai dumneavoastră ne văd pe noi, ne simt pe noi. Sunt și ochi care ne văd, au venit cu noi, da, dar chiar dacă n-au spus niciun cuvânt, au simțit foarte mult și aș vrea să salut prezența în sală a poetei, a scriitoarei Mariana David. Că ne aflăm la evenimentul bibliotecii din Slobozia și pentru că este legat de carte, se spune că un domn distins, foarte pedant, a intrat într-o librărie unde normal se vindeau cărți, se duce la simpatica vânzătoare și îi spune foarte pedant: sărut mâinile, domnișoară. Aș dori cartea care s-a lansat ieri la dumneavoastră. Dacă la noi se lansează foarte multe cărți, despre care este vorba? Cartea de ieri care s-a lansat. Tata, s-au lansat mai multe cărți la noi. Dacă puteți să le spuneți titlul. Desigur. Supremația bărbatului asupra femeii. A, pentru literatura science fiction la etajul 5, mă rugăm. În aceeași librărie intră și un polițist. Intră un polițist, se duce la aceeași vânzătoare. Sărut mâinile, doamna, am venit pentru că, știți, domnul comandant al Rusu a spus că s-a lansat o carte care le interesează pe noi polițiști.
și i-a spus să o citim și mâine să-i aducem rezumat și a venit cartea care s-a lansat ieri, s-a spus și la televiziune, la Antena 1. Da, ciudat, dar nu se lansează foarte multe cărți. Despre care carte? E cartea de ieri cu titlul aia care a spus la Antena 1. Dar dacă vrei să ne spune... Da, un moment, s-a spus puțin, cartea de ieri! Da, titlul, pe care titlul, da. Un moment, doamnă, stați puțin. Ah, am găsit! Ce e polițiștii și ce vrea ei? O, ciudat, aceasta deja s-a epuizat. Nici o problemă, o vreau și așa epuizată! Și acum, pentru că mi-a plecat axa mea de urașul, a zis că mai bine ați văzut, bărbații n-au cuvânt, n-au cuvânt. Așa este, nu? Au frică. Da, au frică, da. Să zicem că un domn elegant, acum vin la dumneavoastră în aripa stângă. Aveți, mă priviți de acolo când au vorbit toți, v-ați uitat la mine, e domnul în costum albastru. De dumneavoastră este vorba. V-ați uitat la mine, m-ați privit, m-ați scanat, din mai mare v-ați făcut mai mic. Aș vrea să vă spun că v-ați uitat la mine ca și cum ați spune ce ochi ai, doamnă, și ce gură, și într-atât mă ispitești că ți-aș propune o aventură, dar ce mă fac dacă privești? Poftim? Păcatul bătrâneții. Și dumneavoastră, să zicem că pe marul Lilac ați aruncat undița și ați prins un peștișor. Sigur că în poveștile noastre știm că peștișorul este de aur și el îndeplinește trei dorințe. Numai că dumneavoastră n-ați prins un peștișor de aur, ați prins un peștișor de argint. Și atunci el, dumneavoastră l-ați prins și el a zis: te rog, stăpâne, să nu mă... Eu sunt un peștișor. Da, ce, dar... Îmi îndeplinești trei dorințe? Nu, eu sunt peștișor de argint, eu sunt un peștișor pensionar. Eu nu pot să îndeplinesc trei dorințe. Eu pot să îndeplinesc numai două dorințe. Da. Păi, prima dorință ar fi... Dacă poți să-mi faci de aici până în Tahiti un pod așa foarte, foarte mare, cu vreo mie de piloni de stâlp. Oh, și eu sunt peștișorul de argint. E prea mult pentru mine. Eu sunt acela care, dacă poți o altă dorință, un pic mai ușor. E prea greu, o mie de stâlpi, nu e prea greu. Da, zice, dar dacă nu, nu zici alt? Nu, te rog, din sufletul meu, stăpâne. Bun, aș vrea să mă faci să înțeleg în sfârșit femeia. A, zice, cât stâlp spuneți să ai eu? Apa stinge focul! Am încheiat în această notă veselă și acum cine dorește poate să ia cărțile. În vânătoarea emoțiilor am uitat ceva foarte important. Capitolul mulțumit. Și o să încep prin a mulțumi editorului meu, domnul scriitor Ion Machidon, membru Uniunea Scriitorilor, director al editurii Amânt Sentimental și al Cerancului cu același nume, scriitor, critic literar, care de mai bine de 30 de ani, să 50. Scrie, dar de mai bine de 30, cel puțin ce știu eu, se ocupă de această activitate de promovare a tinerilor talente. Și mă simt onorată că sunt în rândul, în această mișcare literară și că m-a încurajat, îi mulțumesc din suflet pentru tot sprijinul, pentru cuvintele frumoase pe care mi le-a adresat. Mă simt mai mult decât onorată, cred că nici nu le merit, dar oricum mă simt bine. Deci a fost un moment extraordinar, mulțumesc tuturor celor prezenți, mulțumesc actriței Doina Ghițescu, care atât de frumos a recitat din poeziile mele și sper să ne mai întâlnim și cu alte ocazii, la fel de frumoase și emoționante.